Săptămâna Europeană a Sportului, proiect derulat și în România începând cu anul 2015, promovează un stil de viață activ și sănătos și contribuie la conștientizarea importanței sportului și a vieții active pentru sănătatea și starea de bine a comunităților. Se adresează tuturor categoriilor de public, din școli, de la locul de muncă, sport în aer liber și celor din cluburi sportive și centre de fitness. Ieri s-a dat startul Săptămânii Europene a Sportului la Liceul Sportiv din Deva, iar Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara sprijină campania de promovare a beneficiilor unei vieți active, atât prin acțiuni proprii, cât și prin activități organizate în parteneriat cu entități locale și județene. Această inițiativă este de la nivel european, așa cum avem și Săptămâna Altfel sau Săptămâna Verde, în care se promovează anumite beneficii. În această săptămână promovăm într-adevăr sportul la toate nivelurile posibile, de la copii până la seniori. Ne dorim ca toată lumea să facă cât mai multă activitate fizică. De aceea am ales să facem deschiderea oficială în județul nostru împreună cu liceul, cu program sportiv, pentru că de ce nu, unde am putea să facem și mai vizibil sportul decât chiar la cei mai mici care își dedică foarte, foarte mult timp sportului. Ei reușesc să îmbine perfect sportul și învățatul, ceea ce eu consider că este un motiv de admirație maxim pentru ei. Am scris și câteva primării, am văzut, de exemplu, primăria municipiului Hunedoara, care am văzut un site de socializare, care activitate începând de luni până sâmbătă, în care promovează sportul și tinerii au posibilitatea să participe la sesiuni gratuite. Dar totodată și licee sau școli s-au înscris, fiecare înscriindu-se separat. Cu unele avem legătură strânsă și astfel o să participăm și noi la activitățile lor. Joi o să avem Jogging Fest în 26 septembrie de la orele 17:30, unde o să avem tombole cu premii în materiale sportive. În Parcul Cetății o să organizăm anul acesta. În această perioadă destul de delicată și complicată pentru copii și tineri, cu tot mai multe cazuri de consum de droguri și violență, sportul chiar poate să fie salvarea unor vieți. Pentru că, așa cum spunea celebra tenismenă Billie Jean King, sportul te învață să ai caracter, te învață să joci după reguli, te învață să știi ce înseamnă să câștigi și să pierzi, te învață ce este viața.